Dezvoltăm în continuare subiectul cu domnul Costin Ciobanu, analist de politică externă, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim pentru prezență. Vedem mesajul clar al președintelui Biden după vizita din Israel. Teroriștii nu vor câștiga. Acest mesaj a venit chiar în ziua furiei musulmane, în care am văzut că inclusiv ambasada SUA din Liban a fost luată cu asalt de protestatari. Până la urmă, care a fost concluzia acestei vizite, domnule Ciobanu, în opinia dumneavoastră? Sunt mai multe obiective pe care vizita președintelui american le-a îndeplinit. În primul rând, am văzut un sprijin consistent, un sprijin direct, afirmat clar pentru Israel. Acesta a fost, cred, obiectivul principal al deplasării președintelui american în Israel. În același timp, dimensiunea umanitară a fost una extrem de importantă. Așa cum prezentat și dumneavoastră mai devreme, s-a realizat acest sprijin umanitar prin medierea Egiptului și situația trebuie îmbunătățită pentru cetățenii din fâșia Gaza. America vrea să proiecteze imaginea nu doar că este alături de Israel în urma acestui atac teribil, dar și că este interesată de situația umanitară. Și al treilea obiectiv, care este la fel de important, este ține de eforturile de mediere pe care Statele Unite le-au îndeplinit pentru că acest conflict să rămână local. Este vorba nu doar de mesajul pe care președintele Biden l-a dat ieri. Vă aduceți aminte, președintele Biden a vorbit despre erorile americane după atacurile din 11 septembrie, despre posibilitatea ca într-un moment de mare tensiune și de mare emoție publică să existe potențialul de a escalada de o manieră care să fie negativă pe termen lung pentru Israel. Și în același timp sunt aceste eforturi pe care americanii le fac în privat, alături de partenerii din regiune, pentru a se asigura că lucrurile nu degenerează. A fost o vizită extrem de densă din perspectiva obiectivelor. Vom vedea și o adresare în această seară din partea președintelui american, care va face un fel de bilanț a ceea ce se va întâmpla. Însă situația rămâne tensionată în regiune, pentru că este foarte, foarte multă emoție și lucrurile pot degenera la fiecare moment. Așa cum spuneți și dumneavoastră, vedem reacția unor protestatari în diferite capitale din regiune, care această reacție poate pune foarte multă presiune pe guverne și poate da imbold, în special Hezbollahului în Liban. Nu este cumva riscul mai mare ca situația să degenereze în Europa sau în Statele Unite față de regiune? Pentru că acolo, da, am văzut într-adevăr ample proteste, însă ne gândim dacă cumva există riscul ca să degenereze într-un război în celelalte state arabe. Dar cred că riscul mai mare este ceea ce se întâmplă în Europa. Există, evident, și un risc de degenerare a situației în Europa. Am văzut diferite proteste și riscul cel mai mare în Europa ține de aceste atacuri teroriste. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța, am văzut ce s-a întâmplat în Belgia, însă aceste lucruri sunt mai degrabă niște reacții punctuale într-un moment de mare emoție, când în special ceea ce numim lupi singuratici se activează și încearcă pur și simplu să-și manifeste fie diferite frustrări personale, fie sprijinul față de o anumită cauză. Evident că aceste lucruri pun întregul sistem de securitate din Uniunea Europeană sau din alte zone activează acest regim de securitate, însă pericolul major pentru escalatare vine din regiune, vine din felul în care Iranul va proiecta poziția în regiune, vine din felul în care Hezbollah va acționa și din felul în care Israelul va încerca să restabilească situația și să restabilească capacitatea de descurajare în regiune. Sunt foarte multe lucruri încă neclare în legătură cu ce se va întâmpla cu Gaza, cum se va derula această incursiune, care sunt scopurile politice dincolo de obiectivele direct militare ale Israelului în regiune, cum va reacționa Hezbollah, care este coordonarea dintre Iran și Hezbollah și în special cum vor reacționa alte state arabe.